Eu nu am acces la televiziune, așa că numai pe internet pot să vă filmez. Da. Nu vreți să povestiți pentru internet. Bine. Nu, pentru că nu se uită nimeni. Pe internet nu se uită? Păi tineri, dar noi ăștia mai înțeleg. La vârstă. Deci am două. Dar s-ar putea de pe internet să vadă guvernanțe, nu? Pentru asta ați ieșit, ca să vă vadă, să vă audă ei. E a patra săptămână cazul. De când s-au a patra aici. Săptămână? Da. Și nicio reacție. Iar problemele sunt vechi de 31 de ani. Deci am două probleme. Soțul meu a și decedat. Da. De a 5-a săptămână, de 5 săptămâni a decedat. Și are la CEDO de 11 ani. Împotriva statului. Da. Așa. Și de 31 de ani se luptă cu primăria București? Din Soveja, Vrancea. Deci nu sunteți din București, veniți din Soveja. Noi suntem din București, noi stăm, dar el dar era... Dar problema e de acolo. El e de acolo, da, părinții lui acolo. Și pe vremea lui Ceaușescu s-a construit un bloc și de 31 de ani, 20 de ani n-au ținut ei în procese. Cu o rudă îndepărtată, mă rog, așa, ca să demonstreze că terenul de sub bloc e al lor. Dar n-au avut cum, că proprietatea e de 101 ani. Și deci asta e o problemă. Și procesul nu s-a încheiat? Pe procesul s-a încheiat, dar în favoarea noastră și, spre exemplu, pământurile care erau trecute în colectiv au fost diminuate și n-au, plus titlul de proprietate s-a spus în instanță că este fals. Și atunci a făcut la CEDO pentru asta, dar casa era... Și s-a pronunțat CEDO? Păi asta aștept aici, că nu s-a pronunțat de 12 ani CEDO. Iar eu am proces de 19 ani la CEDO pentru un plagiat. Deci am fost... Înțeleg, dar dumneavoastră vă judecați cu guvernul acolo, deci... Păi cine să se judece, că ce să judecă cine are bani, cum e Ponta, nu? El cum s-a dus, cum a câștigat. Da. Și eu sunt din 94 am terminat planșele, am 400 planșe. 400 și le-au fost copiate, furate. Și inspectoarea mi-a furat 7. Ea le-a vândut prin școli, chiar și în școala unde am fost eu, alea 7, cu pagini goale și planșele mele, făcut bani. Eu n-am acceptat-o cu autor. Și atunci planșele mele 400 stau. Și ea a făcut bani pe... Și asta e a doua problemă. Și asta e a doua problemă, da. Și tot așa da. Aștept de la CEDO, că și eu am făcut de 19 ani. Și atunci stau aici. Nu se uită la mine, parcă sunt noi, merg cu capetele. Dar vă observă cetățenii, jos, presa, cineva? Păi da, am făcut... Am făcut proteste la Cotroceni, am făcut la... poliție că m-au scos cu 3 ani mai devreme și nici acum nu am cerere de pensionare și primesc pensia ilegal. Deci cine să-mi facă contact? Dar poliția ce treabă are cu pensionarea? Păi poliția, la poliție ca să demonstrez că nu am făcut cerere, că nu-mi răspundeau. Știți? Că nu am făcut cerere. Și într-adevăr mi-a răspuns poliția că nu am făcut cerere de pensionare, dar m-au scos la pensie. Cu 3 ani mai devreme. Deci astea sunt problemele. Sunt probleme grave, mari, nu merg pe internet. Merg. Eu cred că oamenii o să se uite și o să comenteze. Poate da, observă și mass media, televiziunile. Uneori preiau de la mine pe unul clipuri. Aici, Digi, pe dincolo, am protestat cu polițiștii de două ori nu m-au mai primit. Prima dată m-au dat la România doar așa pălăria, că am avut o pălărie. Se vedea doar pălăria, dar ce am scris, că acum nu-i nimic ce am scris. Eu am scris tot ce am avut pe afișe, dar fiindcă bate vântul și mi-o smulge și e foarte. Deci uneori veniți cu afișe mai mari, acum doar cu ăsta mic, vreau dreptate. Am făcut asta noapte, că bate vântul și mi le învârte, mi le face. Deci tot ce am avut am făcut pe afișe. O să și mai trec pe aici, o să vă caut. Se uită la mine, dar... Nici o schimbare, nici o reacție. Da, orice protest deranjează, chiar dacă e solitar, chiar dacă iar e numai un om. Dacă ar merge o televiziune la Soveja
să vadă ce au putut face chiriașii primăriei care nu vor să iasă de acolo, deși proprietatea mea acum, că a murit soțul meu. Până aveți executori, dacă aveți titlul de proprietate. De ce am dat eu în judecată ca să iau un executor? Ei, dacă au câștigat, dar n-au câștigat. Că a pus pe o mătușa unui strănepot să spună că la nuntă a primit dezestre terenul de sub bloc. Aiurea, ne-au ținut 20 de ani în procese degeaba. Doar au găsit ceva, numai că noi am avut, am un socru, fost socru care l-a decedat, un om deosebit al comunei Sobej, a făcut biserică, a făcut cooperativă în casa lui și au distrus, să știți cum e, ca la bombardament. Ca după bombardament. Și acum aștept că le-am dat ultimatum, de 3 ori am somat și am dat ultimatum. Acum e după ultimatum. Și după ultimatum ce faceți? Vă duceți la poliție, nu? Mi-a spus că le sparg geamurile la primărie. Asta ar fi ilegal. Nu are nimic. Ați plătit amendă. Păi să-mi ia pensia. Altceva n-am decât pensie. Am înțeles. Cum vă numiți? Dacă vreți să vă prezentați? Vreți să dați totuși. Păi da, pentru asta v-am filmat, ca oamenii să vadă. M-ați filmat? Da. Da, dar eu nu mă pot uita pe acolo. O să vă arate poate cineva. Trec eu în zilele următoare și vă arăt de pe telefon. Bine. Vreți să vă prezentați? Nu. Nu. Ok, rămâne. Să văd și doamna anonimă rămâne. Bine. Da, sănătate. Sănătate.